Astăzi testăm intro pe Stumble Guys și să sperăm că o să meargă majoritatea, dacă nu merg toate, măcar să meargă o mare parte din ele, cât mai multe. Și dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să abonați, să dați un like dacă v-a plăcut acest video și lăsați acolo în comentarii numele vostru pe Stumble Guys, deoarece o să aleg 3 persoane pe care o să le adaug la prieteni, deci da, like, subscribe, follow pe Instagram, că am deschis o nouă pagină de Instagram, aveți link în descriere sau vă las și aici pe ecran cum arată pagina și așa, și hai să trecem la video. Și prima hartă pe care testăm intrul este hotul și chiar aici la început, dacă mă grăbesc eu și ajung eu în partea așa, într-o parte aici, hai să vedem dacă putem, deci este adevărat acest mit, putem sta aici și chiar ne blocăm, după cum puteți vedea în chestia aceasta. Iar acum al doilea mit este următorul, va trebui să mergem în partea asta tot așa cât mai în față posibil, să sărim repede noi pe aici pe astea și vedeți acolo platforma acolo în spate, hai să o luăm acum, să mergem pe asta, hai te rog, sare așa. Noi dacă sărim așa, mergem cât mai mult în față în partea asta, dacă ajunge, bă, da, nu se ajunge? Ajunge greu? Ok, hai că încercăm, hai că încercăm, bă, da, chiar nu mă așteptam să fie chiar atât de greu, dar hai că ne reușește și. Hai să vedem dacă putem sta pe această platformă, bă, nu merge? Parcă mergea. What? Este fals la acest mit? Ia stai. What? Nu merge. A, ba da, mă, gata. Merge și acest mit, numai că este puțin băguit aici sus, dar este adevărat și acest mit, ok, și mai avem încă un mit, sau de fapt ar putea să mai avem încă unul în afară de ăsta, deci hai să vedem acum, trecem în partea asta, ok, hai să trecem așa pe partea asta frumos, și după cum puteți vedea, avem aici pista, mamă, stai să nu trec pe pistă, merg așa pe partea asta ușor, ok, sar așa, nu, ups. Ok, sar aici în partea asta, nu, a, mă, stai că am picat, ok, deci aici, așa, gata, sar aici. Iar se spune că dacă eu pot să sar și pe aici, da, perfect, și se spune că eu dacă ajung pe aici și sar pe ăsta, va trebui să rămân cu caracterul, adică să n-am nicio mașină. Ia să vedem dacă merge și mitul este fals, din păcate, ar fi fost Caterinca, dar din păcate este fals, adică nu poți să faci treaba asta. Și da, cred că cam atât cu miturile pe această hartă, ne revedem la următoarea hartă. Un mit pe SuperSign ne spune că putem să sărim pe această insulă și să rămânem chiar aici, hai să vedem dacă merge. Nu, mitul este fals, trecem prin ea, dar hai să mai încercăm încă o dată, poate merge pe aia verde, dar nu mai ajungem. Deci da, cred că este fals mitul acesta. Ia dacă putem să sărim prin spate, putem să sărim prin spate, dar nu cred că mai am viteză, vreau să încerc să vedem dacă putem să sărim prin spate la acesta și să luăm punctul, ia să vedem. A, cred că, ia dacă mai încerc puțin, s-ar putea să meargă, a, nu cred că merge, sau? Cred că cu câteva încercări s-ar putea să meargă și hai să vedem și ultima, da, nu merge. Alt mit pe Stumble Guys ne spune că toate skin-urile cu fotbal au numărul 10 pe spate și hai să vedem dacă e adevărat, mamă, pe contul ăsta n-am niciun skin cu fotbal, dar hai să intrăm aici la astea nedeblocate, ok, vedeți aici, la asta e Germania 10, Belgia 10, 10 Portugalia, ok, alt skin. Opa, 10 și Messi, Argentina adică, și mai e vreun skin pe Stumble Guys de fotbal sau? A, e ăsta. Are numărul 9, deci nu sunt toate cu 10. Chiar credeam că sunt toate cu 10. Da, uitați că și ăsta are numărul 8. Leul acesta german, neamț, ceva de genul, habar n-am ce e cu el. Bă, cred că este băgat acum. Sper să nu greșesc. Deci este fals și acest mit. Și mai e un mit super tare, chiar ar fi tare dacă s-ar întâmpla acest mit, dacă e adevărat. Dacă dai like și subscribe, se spune că o să ai noroc toată viața. Deci dați și voi un like și subscribe și mai scrieți acolo în comentarii dacă mai aveți mituri de genul pe care vreți să le încerc pe Stumble Guys. Puteți să scrieți și în comentarii și să intrați și pe Discord să-mi scrieți și acolo. Deci like, follow, subscribe, follow pe Instagram, după cum bine v-am zis și mai devreme. Cu voi a fost Rafael, ne vedem la un alt episod, pa, pa!